Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bună ziua! Astăzi vreau să-mi onorez promisiunea de a vă vorbi despre găgăuzi și unitatea lor teritorială administrativă creată în sudul Republicii Moldova. Și nu numai, dar e vorba și de istoria acestui popor. La început, puțină retrospectivă. Găgăuzii sunt un popor vorbitor de limbă turcică. Ei fac parte din ramura turcică a familiei de limbi indo-europene. Această ramură este răspândită, mai ales în Asia, dar parțial și pe teritoriul Europei. Populează un teritoriu extraordinar de extins, de la Marea Neagră până aproape de Oceanul Pacific și înghețat de nord. Din această ramură a limbilor turcice, din familia de limbi altaică, fac parte turcii, găgăuzii, tătarii, baștirii, popoarele Asiei Centrale, uzbecii, kirghizii, toate popoarele cu excepția tajicilor. De asemenea, uigurii din China, popoarele mici ale Siberiei, cum ar fi tungușii, nihvii, iacuții. Deci, un areal extraordinar de extins. După cum mărturisește denumirea familiei de limbi altaică, proto-patria sau patria istorică a acestei familii de limbi este regiunea cuprinsă între Uralii de Sud și munții Altai. Mai precis, acea regiune de stepă și montană a Altaiului. Strămoșii popoarelor turcice au fost crescători de vite nomazi. Începând cu secolul III al erei noastre, în Asia Centrală, de unde sunt provenienți turcii, are loc o explozie demografică. În condițiile când strămoșii lor erau crescători de vite nomazi și se îndeletniceau cu creștere extensivă a vitelor, aceasta a însemnat o răbufnire, o migrație a acestor popoare în toate direcțiile și în special spre Europa. Are loc o lungă perioadă de invazie a popoarelor stepei în Europa, numită Marea Migrație a Popoarelor, care a durat aproape 1000 de ani. Unii istorici spun că ea s-ar fi terminat în secolul IX era noastră, dar eu cred că totuși ultima zvâcnire a stepei a fost invazia tătaro-mongolă. Deși, repet încă o dată, altcineva spune că ultima ar fi fost migrația ungurilor în câmpia Pannoniei. Dar în fine. Cine sunt găgăuzii? Găgăuzii sunt un popor vorbitor de limbă turcică care a luat naștere pe teritoriul Bulgariei de nord-est de astăzi, în regiunea orașului Varna, pe litoralul Mării Negre, și regiunea internă numită Deliorman, în traducere din limba turcă, pădure nebună. Interesant că în Muntenia există un județ numit Teleorman, care în fond are aceeași proveniență lingvistică ca și Deliormanul. Este o transliterare a cuvântului Deliorman. În fine. Strămoșii găgăuzilor au fost pecenejii, oguzii și cumanii. Toate aceste popoare vechi sunt sau au fost vorbitoare de limbă turcică. Două dintre ele au dispărut completamente. Este vorba de pecenezi și cumani. Cumanii au dispărut abia la sfârșitul secolului XIX. Ultimii vorbitori de limbă cumană au locuit în Ungaria de astăzi și în Marele Ducat al Lituaniei. Pecenejii au dispărut încă în secolul XI. Oguzii mai persistă și astăzi, dar populația lor este foarte mică și ei sunt în curs de asimilare. Cum a avut loc acest proces? Inițial, în stepele de pe litoralul de nord a Mării Negre, Ucraina de sud de astăzi, au migrat pecenejii. Dar, la începutul secolului XI, pecenejii sunt înlocuiți din aceste stepe de către oguzi. Sau mai precis, de o ramură a oguzilor. Oguzii au venit din inima Asiei, împărțindu-se în două șuvoaie, în două torente. Au fost caoguzii, care au pătruns în Europa prin stepele de nord pontice, adică de pe litoralul de nord a Mării Negre, și gaoguzii, care au pătruns în Europa prin Turcia de astăzi, peninsula Asia Mică. Apoi, iată, anume caoguzii și au fost acei care au împins pecenejii la sud de Dunăre. Aceștia, salvându-se de exterminare, au cerut azil de la împărații bizantini. Aceștia le-au acordat azil, dar cu condiția ca ei să se convertească la creștinism, ori pecenejii erau păgâni idolatri, și să se așeze cu traiul la frontierele de nord ale Imperiului Bizantin, în calitate, știți, așa, un fel de grăniceri, dacă am putea să spunem așa. Dar dominația oguză în stepele nord-pontice n-a durat mult timp, fiindcă la mijlocul secolului XI, tot din Asia vin cumanii, tot un popor de vorbitori de limbă turcică, cărora rușii le ziceau polovți, și oguzii, ca oguzii, sunt nevoiți să ceară și ei azil în Imperiul Bizantin. Condiția e aceeași. Unde ei s-au amestecat cu pecenejii. În secolul XIII, tot din Asia vin tătaro-mongolii, care în bătălia de la Calca zdrobesc oastea unită a cnezilor ruși și a cumanilor, și cumanii se refugiază în Marele Ducat al Lituaniei, în regatul Ungariei și la sud de Dunăre, unde, respectiv, se amestecă cu rudele lor pecenego-oguze. Cumanii deja erau creștini și ei n-au mai fost nevoiți să se convertească la creștinism. Și iată, aceste trei elemente, contopindu-se, elementul cuman, oguz și peceneg, au și format către secolul 14-15, poporul găgăuz. Din punct de vedere a tradițiilor, a particularităților lingvistice și așa mai departe, găgăuzii se împărțeau în două grupuri. În arealul lor de etnogeneză, adică în regiunile în care a luat naștere acest popor și această limbă. Este vorba de găgăuzii din regiunea Varna. Varna, în Evul Mediu, a fost un oraș-port puternic grecizat. În limba turcă, grecii erau numiți urum. Urum, de la cuvântul grecesc romei, căci așa ziceau grecii din Imperiul Bizantin, romei sau romaoi, adică romani. Să nu uităm că Imperiul Bizantin de facto se numea Imperiul Roman de răsărit și, ei niciodată nu și-au zis greci, dar până la căderea Imperiului ei se auto-numeau romei, adică romani, deși vorbeau limba greacă. Apoi căgăuzii din regiunea orașului Varna au preluat multe cuvinte în limba lor, în graiul lor, multe tradiții, elemente vestimentare de bucătărie națională de la greci. Și de aceea, această parte a găgăuzilor se numeau găgăuzii urumi. Pe când găgăuzii care locuiau în regiunea Deliorman, este o regiune internă a Bulgariei, ei au fost influențați de către bulgari. Un popor slav din subgrupul de limbi a slavilor de sud. Iar găgăuzii numeau așa oarecum disprețuitor pe bulgari tucani și respectiv găgăuzii urumi îi porecleau pe ăștia din Deliorman tucani. Între ei era o oarecare diferență și chiar, știți, un pic de neînțelegere. Și atunci când ei au emigrat în Imperiul Rus și s-au așezat cu traiul în regiunile sudice ale Basarabiei, în Bugeac, ei nu s-au amestecat, ci s-au așezat compact cu traiul după acest criteriu. Găgăuzii tucani aparte și urumi aparte. Apoi, iată, găgăuzii de astăzi din raioanele Comrat și Ceadăur-Lunga, aceștia sunt găgăuzi tucani. Iar găgăuzii din raionul Vrucănești și din satele găgăuze ale Bugeacului, astăzi ucrainean, ei sunt găgăuzi urumi. În fine, găgăuzii n-au avut în trecut statalitatea lor. În istoria modernă, după formarea statelor naționale în Balcani, găgăuzii bulgari au fost supuși unei asimilări forțate. Și astăzi, în regiunile lor de etnogeneză, în Varna, Ludogorie, practic, găgăuzi nu se găsesc. Lor chiar le este negată identitatea națională. Lingviștii bulgari, istoricii bulgari, ei susțin că găgăuzii nu sunt altceva decât bulgari turcizați. Asta este o părere eronată din cauza faptului că bulgarii turcizați cu adevăratele din regiunea Kergeale, sudul Bulgariei, ei sunt de religie musulmană, pe când găgăuzii s-au născut ca popor ortodox. Ei niciodată n-au fost musulmani sau catolici sau de altă. S-au născut ca popor ortodox. Și de aceea în Imperiul Otoman, iar turcii practic au o limbă identică cu limba găgăuză, ei au fost discriminați, fiindcă vechii turci, otomanii, habar n-aveau de istoria veche, de migrație, de cele două torente, oguze, care au pătruns în Europa pe căi diferite și așa mai departe. Și în secolul XV, când au cucerit peninsula balcanică, ei i-au găsit acolo deja pe găgăuzi, care vorbeau o limbă practic identică, dar erau de o altă religie. Și ei considerau renegați. Există chiar o versiune, știți, eronată, că cuvântul găgăuz în limba turcă ar fi însemnat trădător. Nu e corect. Denumirea poporului, etnonimul găgăuz, el provine de la Oguz. Este interesantă istoria migrației lor în Basarabia de Sud. Istoricii găgăuzi, ei susțin că această migrație s-ar fi început încă în secolul XVI, XVII și deja în Bugeacul de Sud ar fi existat așezări găgăuze, etc., etc., și drept argumente aduc denumirile satelor din sudul Republicii Moldova, denumirile râurilor, adică toponimice, dar asta este o falsificare, de fapt. Aceste denumiri, ele vin mai degrabă din limba tătarilor nogai, care toți sunt un popor vorbitor de limbă turcică și care au venit în Bugeac după înfrângerea suferită de Petru Rareș și transformarea stepei din Bugeacul de Sud într-un tatarlâc, adică așa un fel de formațiune tătărească, de unde au venit să locuiască și să-și pască turmele lor de vite, tătarii nohai și nici de cum găgăuzii. Dar mă rog, știți cum, falsificarea istoriei pentru a-și argumenta prezența în această regiune, de mult este prezentă în istoriografia găgăuză. Sunt așa numiți istorici care susțin în genere că găgăuzii ar fi apărut în această regiune, știți, încă înaintea populației românești și că noi suntem venetici acolo și nu ei au migrat. Sunt chiar și istorici care susțin că, în genere, primul om a fost găgăuz, fiindcă în limba turcă numele Adam și înseamnă bărbat, om. În fine, asta lasă rămâie pe conștiința lor națională. Găgăuzii vin în Basarabia odată cu anexarea acestui teritoriu la Imperiul Rus. Adică, în timpul și după războiul ruso-turc din anul 1806-1812. În această perioadă, țarismul promova o politică de colonizare a stepelor din bazinul de nord a Mării Negre și a teritoriilor noi cucerite în această regiune, inclusiv Basarabia, cu o populație alogenă. Acest amestec, adică această politică de colonizare, ea venea, știți, pentru a grăbi asimilarea acestor popoare băștinașe, asimilarea cât mai grabnică cu velicorușii, adică cu rușii. Iată de unde, în sudul Basarabiei, s-a format un adevărat Babilon interetnic. Aici noi vom găsi coloniști bulgari, greci pontici, găgăuzi, nemți, elvețieni, satul Șabo, de lângă Sergeevca, așa, albanezi și alte naționalități. Tot așa a fost și în sudul Ucrainei, Crimeea, etc. Și această politică a adus careva rezultate, știți? Dacă conform recensământului din anul 1817, românii alcătuiau mai bine de 80% din populația interfluviului protonistrian, apoi către sfârșitul secolului XIX, ei abia dacă alcătuiau o jumătate din populația acestui ținut. Și este normal că limba de comunicare între toate aceste popoare vorbitoare de limbi diferite și chiar neînrudite era limba oficială a Imperiului Rus. Era vorba de limba rusă. Cu atât mai mult cu cât, pe lângă colonizare, guvernul țarist mai ducea în Basarabia și o politică de rusificare forțată, limba română fiind redusă la familie, la relațiile familiare, o limbă de bucătărie, cum zicem noi. În afară de aceasta, coloniștii invitați în Basarabia au fost puși într-o situație privilegiată față de coloniști, față de băștinași, mă iertați. Lor li se dădeau câte 50-60 de desetine de pământ, pe când media pe regiune era de 7-11 desetine, în dependență de raioane. Ei erau eliberați de prestarea serviciului militar. Au fost eliberați pe o perioadă îndelungată de plata impozitelor și alte facilități. Mai mult decât atât, unii coloniști, cum ar fi de pildă nemții, ei în genere aveau o autonomie lingvistică și educațională, ei aveau propriile școli, o autonomie confesională, acolo aveau bisericile lor catolice, luterane și așa mai departe. Românii fiind puși într-o situație inferioară, economică, politică, culturală, față de coloniști. Este interesant fenomenul găgăuzilor. Știți, găgăuzii, mai repet încă o dată, erau vorbitori de limbă turcică. Iar funcționarii ruși și grănicierii Imperiului Rus. Nu prea erau ei versați, știți, în toate aceste fenomene istorice, cum ar fi creștinizarea și așa mai departe. Ei știau că, uite, ăștia vorbesc limba turcă. De aceea, găgăuzii, temându-se că la hotar nimeni nu se va interesa, știți, de poartă cruce la gât sau nu poartă, ci se vor uita după limba vorbită, ei s-au dat drept bulgari și greci. Independența, știți, vă spuneam, găgăuzii urumi și găgăuzii tucani. Cu atât mai mult cu cât, în dependență de regiunea unde ei au locuit acolo, în Bulgaria de Nord-Est, ei cunoșteau destul de bine limba respectivă, bulgară, greacă, tradițiile și așa mai departe. Iată de ce, până în a doua jumătate a secolului XIX, în toate documentele oficiale, așezările populate de găgăuzi erau numite așezări bulgărești, iar cele de găgăuzii urumi, respectiv de greci pontici. Ei și-au ascuns identitatea, repet încă o dată, temându-se de o expulzare a lor din aceste teritorii. Căci în Imperiul Otoman ei nu mai aveau cale întoarsă. Atunci când plecau, știți, din Imperiul Otoman spre frontariile Imperiului Rus, ei se duceau cu familii întregi, cu căruțe, cu coviltir și așa mai departe, dar când se opreau pe noapte, ei își întorceau căruțele cu oiștile înspre Turcia. Fiindcă la întrebarea oficialilor turci, unde vă duceți, de unde veniți și așa mai departe, îi spuneau Vandam, de la Ivan. Adică noi ne întoarcem de la ruși, nu spuneau că se duc, că oi ăștia întoarsă cu partea spre ruși, spre turci. Ei, în fine. Găgăuzii, la fel ca și românii în perioada imperială, au fost și ei supuși unei politici de asimilare. Autonomie, de care am vorbit eu, aveau parte numai nemții și alți coloniști europeni, gen elvețieni sau acolo francezi, alsacieni, etc. De aceea, când a avut loc Revoluția din anul 1905-1907, regiunile populate compact de găgăuzi au avut loc tulburări. Chiar a fost o încercare de a proclama Republica de la Comrat în anul 1906, dar ea a fost îndăbușită foarte repede de către armata și jandarmeria țaristă, la fel ca și răscoalele țăranilor români din Basarabia. O a doua încercare a fost în anii 1917-1918, anii tulburărilor revoluționare, și în acest haos găgăuzii au mai încercat odată să-și formeze o formațiune statală aparte, dar atunci are loc Marea Unire, Basarabia intră în componența României Mari și găgăuzii, pentru o perioadă de 22 de ani, au fost, să-mi spun așa, nevoiți să uite de statul lor național. Dar aici este un dar extraordinar. Istoriografia contemporană găgăuză, știți, descrie în culori negre perioada aceasta a administrației românești din epoca interbelică. Că găgăuzii ar fi fost supuși la o românizare forțată, că nu știu ce și nu știu cum. Dar, știți, renașterea națională a găgăuzilor, literatura lor scrisă în limba maternă, alfabetul găgăuz, își ia nașterea anume în această perioadă. Prima carte scrisă în limba găgăuză a fost Evanghelia, tradusă în găgăuză și scrisă cu grafie latină de către părintele Mihai Ciacâr, care și este considerat, știți, ca cel care a stat la începuturile renașterii naționale găgăuze. Atunci despre ce fel de românizare forțată poate fi vorba? În toată perioada de 100 de ani cât timp s-au aflat găgăuzii în componența Imperiului Rus, ei n-au avut parte de niciun fel de literatură scrisă, nimic. În România Regală, însă, poftim. Vreau să mai deschid o paranteză, știți? Lucru straniu când se vorbește de această românizare forțată, nu numai a găgăuzilor, dar și a rușilor, ucrainenilor, bulgarilor și așa mai departe, dar este o statistică care mărturisește că în perioada interbelică în Basarabia s-a editat literatură în limba rusă și a altor minorități naționale de 2 ori mai mult decât în limba română. Și în toate orașele, târgurile Basarabiei existau unități culturale ale minorităților naționale, școli religioase sau laice cu predare în limba națională. N-a fost niciun fel de românizare forțată. Pur și simplu, statul român în această perioadă avea o poziție mai fermă față de implementarea limbii de stat. Iată de ce populația găgăuză cunoștea la perfecție limba română. Străbuniei găgăuzilor de astăzi știau foarte bine limba română. Păcat că autoritățile noastre au dat dovadă, știți, de o blândețe mioritică, Doamne,